Atunci însă începem horoscopul. Începem cu berbecuțul, o zi antrenantă cu întâlniri plăcute și cu distracție din plin. Vă zgândere cineva orgoliul sau poate vrea doar să vă motiveze. Important este că vă zboară gândurile spre un obiectiv ambițios și este posibil să ajungeți la concluzia că v-ar fi mai ușor să îl atingeți în doi. Taur, un nou suflu, poftă de viață, ambiții renăscute. Reveniți în atenția altora printr-o declarație, o opinie sau o propunere. Vă hotărâți poate să vă exprimați în mod fățiș sentimentele după o perioadă în care doar l-ați observat pe celălalt. Gemeni, emoții din plin pentru voi, cauzate poate de evenimente care vă amintesc de întâmplări mai vechi. Ar fi posibil să reîntâlniți ori să aveți o veste de la un vechi prieten sau coleg și să depănați amintiri. Pe de altă parte, cumpărături pentru casă, ori vă pregătiți să fiți gazde. Ajungem și la Rac, urmează o perioadă în care puteți înregistra progrese remarcabile în plan practic, dar și teoretic. Observați și învățați diverse lucruri cu ușurință și le veți aplica în activitatea voastră. Vă găsiți vorbele și argumentele care vă ajută să faceți o cucerire sau să lămuriți o neînțelegere. Leu! Începe o perioadă excelentă pentru cei mai tineri, care își doresc să intre într-un program de formare, de calificare, de internship. Se poate să se clarifice un program suplimentar pentru o perioadă și, în schimb, să aveți o bază pentru cheltuieli sau economii. Deci, clar, azi nu e despre tine, pentru că am început cu tinerii. Mergem mai departe, ajungem la Fecioară. S-ar putea concretiza acum vorbe și promisiuni de mai zilele trecute într-un act, contract, o semnătură, după cum este cazul. Ar putea reapărea în viața voastră oameni cu care nu v-ați văzut de cine știe când, dar cu care aveți amintiri foarte frumoase. Balanță, trecem peste că am înțeles că nu te interesează. Balanță, poate că aveți mai puțină energie fizică la dispoziție, dar veți compensa pe de-a întregul cu bună dispoziție, cu glumele, cu verba pe care o arătați. Schimb de amabilități și poate chiar de mici atenții. Lăsați o impresie excelentă unei persoane pe care o întâlniți pentru prima dată. Ce frumos! Scorpion, ați putea beneficia de conjunctura astrologică. Intuiția vă îndreaptă acolo unde se întâmplă ceva foarte important și veți putea adăuga ceva la câștigurile voastre. Șanse remarcabile apar acum prin intermediul unor relații mai vechi sau mai noi, a unor prieteni de calitate. Săgetător, ar fi posibil să reglați niște conturi și să încasați o ultimă tranșă, iar pe mai departe veți negocia la un alt nivel. Ar fi bine să profitați de această perioadă deosebită pentru promovarea afacerii și a serviciilor voastre pe net, ori în alte regiuni ale județului, ale țării. Ajungem și la Capricorn, ar fi destule lucruri aparent mărunte pe care să le puteți rezolva astăzi ca introducere la un plan mai amplu. Bucurie pentru vești, salutări de la prieteni de demult. S-ar putea relua și o legătură, atingeți eventual chiar subiectul unei potențiale afaceri. Vărsător, discuții utile, cu schimburi de idei, informații, ba chiar de tehnici sau de experiențe profesionale. Ar fi posibil să lăsați în urmă micile neînțelegeri și să ajungeți la acorduri importante. Posibilă invitație la un interviu pentru angajare pentru săptămâna viitoare. Poate ați trecut deja un prim test. Și am ajuns și la ultima zodia horoscopului. Pești, ar fi niște zile potrivite să analizați la rece ultimele evenimente din viața voastră și să trageți concluzii ori să faceți conexiuni. Ca de obicei, lucrurile vor ieși foarte bine pentru voi dacă lăsați oameni și oportunități să vină în viața voastră. Bravo! Acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Le spunem și noi la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Așa este, la mulți ani, să fiți sănătoși, să petreceți alături de...